foarte frumos au zâmbit să rămână doamna avocat. E bine că mă cunoașteți. O să aveți nevoie de mine. Și vă spun și de ce. Se-ntoarce roata. Minciuna a ieșit la suprafață. Iar voi, puși de mizerabili de la guvernare, o să fiți primii responsabili. Și ce să vezi? O să aveți nevoie de avocați. Atunci să vă vedem, domnilor jandarmi, de unde scoateți voi onorariile? Că noi suntem scumpi, foarte scumpi. Noi suntem gratis și ieftin pentru poporul român care nu se lasă și care iubește România! Bravo! Bravo! România! 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 De câteva zile polițiștii nu mai au ce face. Au prins toți infractorii din țară și stau să umble după fusta unei femei și avocat pe deasupra. Am pază de 3-4 mașini. Mulțumesc frumos. Hai să vedeți unde o să vă duc eu. La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Polițiștii sunt plătiți din bani publici. Jandarmii sunt plătiți din bani publici. Aveți obligația să ne serviți pe noi, nu mizeriile alea împuțite care nu vă dau un leu. Vă promice 2500 de lei ca la medici. Și ce faceți cu banii? Când veți muri, tot într-o soală o să fiți, dar aruncați în saci, că ce să vezi, sunteți suspecți de COVID pentru că ați participat aici. Vă spun, dragii mei, există și polițiști de onoare, există jandarmi de onoare, cum există militari de onoare. Și știți ce mai există? Îi dau acum, o să-i tremure scaunul lui domnul Orban. Era să-i zic madame Orban. Da. E, vreau să vă spun că și PNL-ul, PSD-ul, PMP-ul și UDMR-ul au persoane care au ajutat la distribuirea memoriilor mele. Au trădători în partidele lor. Bravo! Pentru că dragostea de neam și țară nu se cumpără cu bani, băi, asasinilor! Bravo! Asasinii! 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 Dacă ați văzut la emisiunea lui Lazarus, am anunțat în premieră, în premieră națională o victorie minunată care nu mi-aparține mie. Va aparține vouă, oameni minunați. La memoriul pe care l-am trimis cu toții în sute de mii de exemplare și care datorită politicienilor ăia trădătorei lor din PNL și PSD și UDMR și PMP a ajuns unde trebuie. Bravo! Am spus că distruși de propriilor oameni. V-am spus că au trădătorilor. V-am spus că sunt politicieni care ne sprijină, dar stau acolo. I-a îndurerat când le-am spus că sunt complici la asasinarea României și a poporului român. Și au început să reacționeze. Ați văzut răspunsul la memoriu? Datorită acțiunilor noastre s-au interzis tunelurile dezinfectante! Bravo! 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 Datorită memoriilor
țărilor noastre. Triaj epidemiologic nu se face în școală decât la revenirea din vacanță. Triaj epidemiologic se face numai de părinți acasă. Nu permiteți altfel. Avem răspunsul oficial. Datorită memoriilor noastre, Ministerul Sănătății a spus clar: niciun act medical, niciun vaccin, niciun control, niciun medicament fără acordul scris al părintelui! Am învins! 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 Voi ați învins! Voi ați învins! Datorită acestui memoriu am observat ce au de gând de fapt cu masca. Ați văzut? Da. Sunt 3 pagini de manipulare și abuz psihoemoțional asupra copiilor noștri. Lăsați-le câte o mască să se joace. Puneți-i să deseneze măștile. Păi bă, nenorociților, nu ziceați voi că nu se ating măștile? Nu ziceați voi că se schimbă la 3-4 ore ca să-i se mărească fundul revestei lui tătaru cu farmaciile ei? Că nu mai am nici voce. Pentru afaceri, pentru mizeriile lor, suferim noi aici. Vreau să vă spun un lucru. Nu aveți obligația să purtați mască în aer liber. Știți de ce? Pentru că Curtea Constituțională a spus că toate drepturile se restrâng prin lege, nu prin ordine de Arahat, nu prin ordine de Orban, nu prin ordine ale Comitetului de Strategie de Urgență, de dracu să-i pierdene, cum s-ar mai numi, că nici nu știm cine face parte din ele. Ceea ce au făcut ei, au restrâns dreptul la libertatea de a respira, de a trăi, de a merge, printr-un ordin al unor tâmpiți, că altfel nu le pot spune altfel. Dă-mă în judecată, bă, ăla care-i semnat ordinul. De-abia aștept să te fac arșice. Doi la mână. Legea spune ce? Este obligatorie numai în anumite condiții masca în interior. Și se pot da ordine cu privire la masca în interior. Semnal. Nu au bază legală pentru masca în exterior. Nu mai purtați masca. Jos masca. Jos masca. Jos masca. Jos masca. Să purtați masca! Nu există cadru legal pentru acea bodniță împuțită pe care voi... Nu mai pot! Da. Nu aveți bază legală pentru a purta bodnița. Am răgușit de 6 luni de zile de când strig și într-un final strigătele mele și ale voastre au un răspuns. Acel memoriu. Acum lucrăm la o notificare prin care să le aducem la cunoștință tuturor, să desfințeze, ce vezi, plexiglasurile, pentru că Institutul Național de Sănătate Publică nu le recomandă, nu au bază legală. Distrugeți! Distrugeți plexiglasurile din școli și să plătească Madame Anisie, să plătească primarii, să plătească toți directorii care le-au pus acolo pentru a ne distruge copiii ca niște sicrie, ca niște pușcării. Nu știu dacă ați auzit, l-am făcut pe Ciuhodaru să recunoască că nu există aparat
care să detecteze COVID-19! Niciunul din spitalele din România nu știe dacă au internat COVID-19, viroză sau gripă. Le-am desființat toată mascarada cu un medic care a spus că în spitalul de la Iași nu sunt internați numai COVID-ați 19, ci spitalele sunt pline de oameni bolnavi și amărâți, omorâți de o dictatură bolșevică care timp de 6 luni i-a ținut departe de orice tratament medical. Avem dovada! Nu avem spitale pline! Nu avem nicio numărătoare de 2000 de infectați! De unde dracu să facă ăștia 2000 de teste pe zi? Că nu sunt în stare să se testeze pe ei, la IML, la creier. Că toți ar trebui să treacă prin expertize psihiatrice, idioții care ne distrug viața și copiii. Avem demenți la putere. Și fii atent, dragă guvern, îți dedic niște versuri. Unde ești tu, cepeș, Doamne? Ca punând mâna pe ei să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temniți large la oaltă să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Jos guvernul! Da, ăștia cred că mi-au făcut ceva, ci că îi luăm vocea lui Șoșoacă. Nu mi-o las, bă! M-a întrebat unul de la guvern odată: și ce o să faci, madame Șoșoacă, când o să mori? Bă, unul la mână nu o să ai bucuria asta, doi la mână o să vorbesc! O să vorbesc cum am vorbit și la Lazarus. Atenție foarte mare, români! Au atacat tot. Au atacat copiii și părinții nu au reacționat toți, ci foarte, o foarte mică parte pentru apărarea copiilor noștri, ceea ce este rușinos, scandalos și mizerabil pentru ei. Dar există un Dumnezeu pentru toți și copiii aia o să fie apărați de Dumnezeu. În schimb, lăsați serviciile. În schimb, acum ne atacă ultimul bastion al României. Ne atacă credința, ne atacă tradiția, ne atacă obiceiurile, ne atacă credința în Dumnezeu. Și până aici, pe aici nu se trece. Nu se trece, nu se trece, nu se trece, nu se trece. Articolul 29 din Constituția României. Am să-l strig cu ultimele mele puteri de voce pe care o mai am. Avem dreptul la credință. Nimic, nimeni nu ne poate lua credința în Dumnezeu așa cum îl vedem noi, cum îl simțim noi. Cu moaște, fără moaște, e credința noastră, e Dumnezeul nostru și pentru El murim! Bravo! Libertate! 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 Guvernul României. Cine e Arahat? Cine e Iohannis? Să ne spună nouă poporul pe care și-au clădit puterea să nu mergem la Iași, la Sfânta Paraschiva. Eu, avocat Diana Iovana Vișoșoacă, vă oblig să mergeți la Iași pe 14 octombrie. Pentru că vă merge
împreună cu mine. Bravo! Plecăm, indiferent de carantină, de jandarmi, de polițiști, de armată, vom merge la Iași. Bravo! Și vom atinge raclă Sfintei Paraschiva, pentru că religia și toate instituțiile religioase au autonomie și nu fac ele ce vrea guvernerul și nu fac ele ce vrea puterea de la nivel mondial, care vrea altă politică, educație de gen, nu educația religioasă, nu vrea demnitate, nu vrea onoare. Este rușinos! Este rușinos! Dar totuși am obținut ceva. Este rușinos că teama în conducerea Bisericii Române nu a luat atitudine și a așteptat ca o femeie să ia atitudine. Rușine! Este inacceptabil. Dar imediat după ce am avut intervenția, Biserica Ortodoxă Română a ieșit cu un comunicat și a spus că solicită anularea tuturor interdicțiilor credincioșilor români pentru toate pelerinajele. Bravo! Arhiepiscopia Maramureșului și Sâmbătinului a solicitat întregului popor român adunarea la Iași pe 14 octombrie! Bravo! Arhiepiscopia solicită scoaterea raclei Sfintei Paraschiva în fața catedralei și dacă n-o scot ei, o scot eu! Indiferent! I-am spus lui Orban, arestează-mă, bă! Că nu mă oprești tu pe mine, că numai cu bă te poți adresa unuia care bea whisky și fumează trabuc, întâi guvernul României. Rușine, Orban! Dragii mei! Dragii mei, la vot avem voie, la festivalul cultural LGBT din 15, 16, 17 octombrie de la Sibiu, știți că se organizează și e voie? Vă spun eu acum! E voie acolo! E voie să mergem la petreceri ale politicienilor de 700 de oameni. Dar să te duci la biserică să te rogi în pelerinaj este interzis. Vine Crăciunul! O să facem ca în urma demersului meu, vă anunț că am fost contactată de zeci și sute de preoți din România și m-au rugat din suflet ca eu să intru pe poarta Iașului conducându-i la catedrală și am acceptat! Bravo! O femeie va duce credința acolo unde este locul, pentru că așa-i vrerea lui Dumnezeu! Indiferent că mă vor aresta, indiferent că mă vor împușca, ne naștem pentru a muri, murim spre a ne naște! Și dacă mor eu, și dacă muriți voi, alții vin după noi și alții vor învinge, pentru că deja Dumnezeu a învins în România! Aplaudă încă pe Diana Jojoacă! Vă iubesc! Vă aștept! Diana!
munca voastră, românii mei iubiți! Vă iubim! Mulțumim! Vă iubesc! Nu vă lăsați călcați în picioare! Apărați-vă, copii! Mi-au spus oameni acum, datorită memoriului, mulți copii nu mai poartă bodniță, sunt școli în care nu mai există nici plexiglas. Oameni buni, pas cu pas îi băgăm în pușcărie pe toți, pas cu pas învingem cu metodele lor, cu metodele lor mizerabile. Noi le-am găsit preșa și vor putrezi în pârnaia veșniciei, că nici dracul nu-și va mai aduce aminte de ei și vă scuipa pe amintirea lor. Aici, la punctul libertății supreme, din București, din piața Universității, unde frații noștri, părinții noștri și-au dat viață pentru ce avem noi mai scump și care ne distrug ăștia. Libertate! 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 Mulțumim, Diana Șoșoc, aplaudați-o! Vă iubesc! Ne vedem, Ionuș! Nu vă lăsați! Și dacă intrăm în carantină, ieșiți din carantină! Zdrobiți toate pazele lor de carantină și duceți-vă la Iași! Acolo voi fi și vă voi conduce armata lui Dumnezeu, pătrunde la Iași, la Paraschiva! Dumnezeu să ne ajute! Ne vedem acolo! Amin. Mulțumim, Diana Șoșoacă! Ia niște pastile de gât! Astăzi am fost stația de amplificare a doamnei Floca și cameramanul doamnei Joșoacă. Dau cuvântul lui, din nou, lui Nicolae Voiculeț. Iubiți frați, de 6 luni nu am niciun concert. De 6 luni toate concertele mele mondiale s-au anulat. Până în 2021, la primăvară, nimeni nu știe, Dumnezeu știe. Toate sălile de concerte sunt închise de 4 zile. Toate teatrele sunt închise. Toți actorii și toți artiștii nu au ce să vă ofere. Pentru că viața lor sunteți dumneavoastră, publicul. Vreau să mă bag în sârmă! Vreau să mă bag în sârmă!
o să vă fac într-o servă mare. Haideți, toată lumea! Bucurați-vă și iubiți-vă! Așa suntem noi, românii! Chiar dacă ea nu e în lumea aceasta. La Iași vom fi mai cuvincioși. La Iași trebuie să facem, să fim în spiritul mitropoliei și anume, cum zicea IPS Teofan, durere adăugată peste durere. Vom protesta pașnic și fără horă. E minunat că am făcut hora. Îmi pare rău că nu am baterie. Dau cuvântul lui Petru Borodi de la Cluj. Există un adevăr și adevărul este acela că dacă noi nu suntem uniți ca neam și nu iubim neamul și țara care ne-a dat-o Dumnezeu, nici Dumnezeu nu ne va ajuta să scăpăm de această tiranie care după 1989 a burcat, cum se zice pe la noi, adică s-a ridicat din iadurile, din talpa iadului. Adevărat este că noi nu avem conducători, ci ducători. Exact cum unul ia căruța și o bate de pereți, așa au făcut aceștia din țara noastră. Pentru ca să fie iubiți de Occident, care de fapt nu este altceva decât un fel de un SS modern și tot comunist sau poate nu chiar bolșevic, ci ateu, mai mult ca bolșevicii. Ce ne-a luat prima dată? Ne-a distrus întreaga industrie, economie, agricultură. Pe urmă a început încet, încet să frământe la cultură. Acum mai nou, la școală, la educație, adică să ne facă din iertați-mă de a spune adevărul și nu pot să spun altceva decât cuvântul potrivit, să facă niște necunoscători de adevăr din copiii noștri, niște oameni impotenți ca să ridice pruntea spre demnitate și mai ales spre Dumnezeu. Da,
Dacă vrei să distrugi un neam, scuzați-mă, ieși să distrugi ca să le iei credința. Și acum asta se face. Și nu doar de astăzi, cum credem noi, ci înainte de a apare sau de a se ivi această pandemie. E drept că e mondială, dar și acolo tot aceasta se urmărește. Distrugerea, în special a creștinătății. Poate mulți o să mă contraziceți. Eu sunt creștin după Mântuitor. Nu sunt creștin dinainte de Mântuitor. Că numai și numai pe Mântuitor care s-a jertfit pe cruce l-a pogorât Dumnezeu pentru oameni ca să le ierte păcatele. Înainte era ca și la turnul Babel, în toată lumea credințe diferite, însă iubirea de Hristos și de Dumnezeu, sau mai precis zis, de jertfa lui Dumnezeului care s-a întrupat în Mântuitor și a pogorât ca noi să-L ucidem, oare om fi noi aceia care om lăsa ca să fie ucisă credința creștină măcar a neamului nostru? Dacă da, merităm poarta iadului să fie deschisă pentru noi pentru totdeauna. Vă spune mai multe, dar poate aș vrea ca și dumneavoastră oricare, cum făceam cândva în Cluj, cine dorește să fie să vorbească, să-și spune păsul, să-și spune durerea și iubirea de neam și țară. Eu nu iubesc patria, fiindcă eu sunt născut aici de Dumnezeu, pe pământul țării mele. Eu iubesc țara România. Nu pot să iubesc patria numai dacă aș fi în Germania, în Franța, în Anglia sau în Dan Bambu. Aici trebuie să ne iubim cu încrâncenare, cum se spune